Da, am revenit, Usain Bolt, marele nostru campion sprinter, bine, al nostru, al lumii întregi. Iar lângă mine sunt colegii mei de clasă. Pentru că nu știu dacă știați, dar am revenit și eu în școală. Am să finalizez până la urmă școala. Paula Gabriela Cancer și Sandu Manița. Așa, am zis corect? Da. Bună dimineața! Bună dimineața! Riscam o palmă dacă nu ziceam corect. Cum vă simțiți dimineața la ora 7 și 30 și ceva de minute? Sincer să fiu, somnoros, foarte somnoros. Tare? Da, este. Scrii plângere la postul nostru, te-ai filmat atât de vreme, bun? Da, da. Pe numele meu. Da. Cum te simți, Paula? Exact ca el. M-am trezit da, foarte, cum v-ați trezit? Foarte. Greu? Nu, m-am trezit repede, dar m-a trezit mama că care e problemă. Așa. Și când te trezești mama, nu e prea plăcut. Da? Trezești singur de obicei? Nu. A, nu. Nu. Vă trezi, Paula, tot te trezi mama? Nu, singură. Singur. Așa sunt femeile mai responsabile de mici, știi cum? Până la urmă, femeia se trezește prima, știi, și bărbatul încearcă să mai doarmă, pentru că aseară băiatul a avut UEFA Champions League și a privit meciul. Privești fotbal? Da, câteodată. Așa. Bun, vă n-ați venit să vorbim de fotbal? Apropo, astea sunt ale lor. Nu mi-a dat nimeni niciun premiu și asta toate, foarte multe. Ridicați și puțin și eu medalile. Așa, să le vadă toată lumea și că au venit campionii la noi. Unde le-ați cucerit? Hai să vedem cu asta. Noi le-am cucerit la Grecia. La Atena. Da. La festivalul Dance Sport Open. A fost un festival destul de mare, a fost greu, dar se merită. Se merită. Până la urmă, poziția care a fost? Poziția a fost ca să luăm locul întâi. Așa. Și ați reușit? Da. Vă ridicați mâna, dați mâna în față. Uite, ne fericire, ne ajung, dar apucă-tu de mâna. Așa, cine-s campionii? Eu eram ăla care îi susținea din spate, eu le suflam ce trebuie să facă, la fel am și un merit foarte mare în cadrul acestui concurs, așa, băieți? Foarte corect. Extra. Dacă a zis băiatul, de ce să mai contrazicem? Bun, tu cum te-ai simțit în Atena, Paula? Foarte bine. Cât timp a stat acolo? Aproape săptămână. 7 zile, departe de casă. Vreo 5 zile, pare mi-s. Vreo 5 da. Zile și 4 zile drum. Dacă aș fi femeie, aș aștepta că 15 ani și te-aș lua de soț. Îmi place, ești calculat, așa, ce care 7 zile, 5 zile, mai așteptăm. În asta 5 zile, dar cum reușiți cu școala? Pentru că lipsiți de la ore. Da, este un pic mai greu cu școala, încercăm. Tu ai examene? Da. Ești pregătit? Da, sunt pregătit. Acum mami nu ne aude, spune sincer. Da, sunt pregătit, serios. Ești pregătit, de pregătit, așa. Tu, Paula, ești clasa a treia. Și cum stai cu studiile? Foarte bine. Înveți. Dacă n-ai timpul, pentru că știu că faceți foarte multe antrenamente, când mai ai și timpul să mergi să înveți? Ei, facem seara și trebuie să reușim. Dimineața facem lecțiile, seara dansuri și primul temele. Uh-huh. Avem timp. Da, reușiți să ieșiți și cu prietenii pe afară? Nu. Mai rar. Mult în weekend. Da. Mai mult în weekend. Da. Păi, bine, ca să fii mare campion ar trebui să renunți la ceva, faci foarte multe sacrificii, voi sunteți conștienți de acest lucru. Dar ce vă zic prietenii care aveți? Ei se mândresc cu noi, pentru că prietenii mei din clasă tare se așteptau ca să iau aceste locuri din tâi, m-au felicitat, fost bucuroși. Foarte tare, bravo! La tine, Paula? Tot m-au felicitat. M-a arătat pe Facebook. Ai, extraordinar. Asta a fost punctul culminant. Au pus colegii acolo, au distribuit. Bravo, și e bine să fiți. Îmi place că voi sunteți foarte comunicabili, ceea ce vă va aduce un mare succes în viață. Ce vreți să vă deveniți când veți fi mari? Hai să vedem, chiar mi-a interesat lucrul ăsta. Eu doresc ca să, când voi fi mare, în locul lui Timofti, știu asta. Cam pe aproape. Pe aproape? Nu. Dar încă eu aș vrea să fiu medic chirurg. Medic chirurg. Ai învățat foarte multă medicină, știi? Știu. Și o să ai răbdarea de a sta 12 ani la medicină? Trebuie ca să îndeplinesc visul. Al tău? Al meu. Paula? Eu încă nu știu ce îmi doresc. Eu vreau să fiu asistenta lui, trebuie să zici. Eu vreau să fiu asistenta lui. Nu fiu un cuplu medical foarte bun. Nu știi încă, dar nu te-ai gândit nimic. Dar că absolut nimic. Dar tu ai mai gândit ceva în afară de chirurg sau de când ești mic, te visezi chirurg? Când sunt mic. Așa, primul contact și în momentul nașterii, primul contact copiii îl au cu domnul de la spital. Și de atunci se creează starea asta, că vrem să fim toți în medicină. Și eu am vrut să fiu chirurg. Până finalizez 12 clase, crede-mă că nu te mai gândești că mai ai încă 12 clase cu aproximare. Și cam vreau să-l gândesc ăsta, dar îți doresc succes. Chiar aș vrea într-o zi să fiu un chirurg de succes, iar tu, Paula, să fii orice ai vrea tu. Până la urmă că o să ajungi. Da.
Lăsăm partea asta cu chirurgia, pentru că voi până atunci faceți dansuri și o faceți foarte bine. Sunteți un cuplu frumos care a reușit să ne aducă nouă. Câte medalii aveți voi aici? 8? 8 diplome și 8 medalii sau câte? Da, avem 8, nu, eu am 5, ea are 8 pentru că ea a dansat solo, singură. Cum ai lăsat-o? Nu erai gelos? Nu, dar că tare da, pentru că niciodată... Nu, dar un pic da, pentru că nici eu n-am dansat. Dacă aveam dansat și eu solo, tot avem că dansa. Dar n-aveai voie. Da. Se începe cearta de cuplu, știi, direct. Avem șoc, pleță jos, șoc. Așa, continuă. Da, acolo nu se permitea băieți, pentru că în Grecia nu se dansează băieții de mici la dansuri. Și dansau fete, doar fete dansează. Dar a venit un băiat din Germania, da. A venit un băiat din Germania care a dansat. Și când am auzit, am rămas șocat că a dansat un băiat, dar nu se permitea. Da, el, nu știu dacă a privit Eurovision acum 2 ani, era cam ceva de genul. O, poate de aia. Bine, la câți ani faceți voi dansuri? 4. 5. 5. Și cum ați ales dansurile? Legenda mea, cum am ales... O secundă, te rog. Doamnelor și domnilor, domnișoarelor, stimați iubitori ai sportului și nu numai, în această dimineață avem o legendă în direct la Moldova Sport și vrem să auzim legenda. Legenda mea vine cam... Hai să facem cu forță, cum făcea ureche cândva pe vremea lui Șefa cea mare. Legenda mea vine că aveam niște prieteni care frecventau dansurile și... Mi-a plăcut că aveau succese și am vrut și eu ca să am aceste succese. M-am dus la dansuri și deodată, în a treia zi de practică a dansurilor, am mers la concurs. Excelent. Am făcut un al doilea, un individual înainte de concurs și după aia, la concurs, a fost... Am luat locul 2. Destul de... După 3 zile, am luat locul 2. Da, da. Când acum mă uit la video acela, nu prea vine să cred că am dansat așa. Ne-am încurcat cu perechile. Cum ați încurcat cu perechile? Aveam așa o mișcare în când fata se rotește. Dar fata s-a încurcat și s-a dus la alt băiet. Și nu ne găsim. Și a fost bătaie? V-ați bătut cu băiatul? Nu. Am dat la o parte și am început iar. Așa, e smulte în lumea. Da. De acord. Continuă. Nu, și cam atunci. După aia ne-au lăudat toți și mi-a plăcut. Și am vrut mai departe să continui, să am tot acele succese. Și cam atât. Paula, legenda ta s-o auzi. Ei, era... Tu începe așa. A fost odată ca niciodată. Că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Paula. Eu tot aveam niște prieteni care au fost date la dansuri și văzând succesele lor mari, am decis și eu să merg la dansuri și... Voi de mici sunteți în același grup de dansuri? Da. Da. Da, de la grădiniță. A, vă cunoașteți de atunci? Da. Și tot timpul ați fost partener? Da. Da. Ne-a pus din prima zi partener. Și nu v-ați certat de lungul relației voastre parteneriale? Nu, am văzut Paula, că... Paula vrea să zică altceva, simt. A vă povestească Sandu. Hai să-mi povestește. Oh, asta e partea femeilor când mergi la mama sau undeva, să mă povestească el. Și eu nu povestesc. Povestește-ne, Sandu. Da, ne-am pus din prima zi, am văzut că ne înțelegem, avem succese și ne-am decis că să continuăm tot cu aceeași pereche. Dar acum că mai suntem mari, mai sunt câteva certuri. Neînțelegeri. Ca între un cuplu, nu? Da. Până la urmă. Și Paula, te sper pe el? Da. Ei, da. Sunt cazuri. Da. Bun. Și eu exagerez. Și tu exagerezi. Câteodată, da, recunosc. Dar pe ring, cum vă simțiți acolo? Nu, acolo ne simțim bine. Acolo relaxați, pregătiți. Pentru că știm că noi putem și suntem relaxați. Da, asta e foarte bine, că sunteți siguri pe forțele proprii. Care sunt obiectivele voastre pentru acest an? Obiectivele noastre sunt pentru că n-am crezut noi că o să ajungem la așa nivel. Și... Putem să crezi că poți și mai mult. Da, eu cred, dar trebuie și să lucrăm pentru da, așa. Da, logic. Și da, când am fost la Grecia, atunci chiar nu credeam că o să ajungem la așa rezultate, la locul întâi, pentru că în Grecia ei sunt foarte buni la latino. Latino... Așa. Include cha-cha-cha, rumba, samba și... Jive.
Jai. Ei sunt foarte buni la astea. Facem lecții de engleză acum și nu cunosc eu. Da. Și sunt foarte buni la aceasta și i-am întrecut. Pentru că am luat Moldova ce am luat. Dați-mi câte 5. Chiar îmi place autoritatea voastră. Apropo, am o întrebare. Aia sunt în criză. Cum de vă dau medalii? Ne dăm medalii pentru că le merităm. Logic. Da. Să fie țara în criză. Dacă vin băieții ăștia, vine Paula și Sandu, să le pregătiți medalii grecilor. Și vă rog frumos, data viitoare, le-a dat și un hotel cu 5 stele, cu piscină și le-a dat și cu inclusiv. Că vin băieții, vin campioni acolo, că nu mai vin la voi. Să fiți atenți, că se ceartă pe drum. Paula, tu în Atena, pentru că știu că înainte de Atena, sau acest weekend, ați avut încă un concurs. Da. Și înainte de Atena, la fel, ați avut și alte concursuri la care ați participat. Da. Cât de des vreau să întreb acum că mergeți voi la concursuri. Care e intervalul de timp în care voi mergeți? Nu a fost preconizat. Cel puțin o săptămână. Da. Aveam antrenament adăugător individual în fiecare zi și după aia concurs. Bună, în fiecare săptămână ai un concurs? Da, dar nu mergem întotdeauna. Pentru că nu mergem în fiecare zi pentru că ba el nu poate, ba eu nu pot, ba e prea scump. Da. Așa, sunt multe motive. Apropo, dar cine achită toate călătorile astea cu deplasările? Părinții. Părinții. Ei, Republica Moldova, 3 milioane și ceva de indivizi care își duc traiul de la o zi la alta. Mai treziți-vă din când în când și mai investiți și în campionii noștri, pentru că investiții în alte sfere se fac și în propriile buzunare. Mai investiți și în cei mici, pentru că ăia ne duc faima și viitorul mai departe. Îl închidem, mă, frate, sunteți de acord? Da, da, da. Vreți să transmiți un mesaj și voi lor? Nu, eu nu. Sunt de acord cu dumneavoastră, mai investiți în noi. Zic tu, că suntem de o vârstă. M-am dezvoltat eu mai rapid, da. Da, am suferit de nu știu ce. Bună. Paula, câte ore stai pe zi la antrenament? Când facem cu toți antrenament, stăm o oră jumate și ne mai reținem vreo 15 voi minute. Doi. Nu, toți. Nu, toți. Dar la adăugător stăm o oră. Adăugător tot toată lumea stă? Nu, numai noi doi. Noi avem vineri, adică mâine, avem un concurs de sector Californation, care dansează tot ceodată. Toate perechi. Da. Și ieri am avut un adăugător care ne-a reținut o oră. Noi o oră trebuie să facem, dar ne-a reținut o oră. Și-am făcut două ore. Și asta un pic ne-a obosit, dar... L-ați protestat? Nu. Am eu corturi acasă, dacă vreți să protestați în sala de antrenament, vă duc eu niște corturi. Sunt acolo. Sunt și acolo? Sunt pe loc. Sunt pe loc. A, e bine, dar vă sunteți pregătiți, asta îmi place. Și de obicei stai tot timpul așa, câte 2-3 ore în sală? Ne reținem tot timpul, asta e tot timpul, ne reținem. Vă place lucrul ăsta sau nu? Câteodată este și bine, dar câteodată nu e chiar bine. Câteodată aveți alte planuri. Da. Câteodată ne mai reținem, dar trebuie să ne ducem în alte locuri. Cine e antrenoarea voastră? Antrenoarea noastră este Teslan Mihaela. Așa. Dar antrenoarea care a format clubul îi se numește Semenova Oxana. Așa. Și Mihaela, cum vă susține ea înainte concurs? Ce vă spune în vestiar? Dansați cu plăcere. Nu îi spune bătiți-i pe toți, puteți picioarele, nu știu. Nu, ceva gen, că bătiți-i pe toți, simțeți ce metal, dansați în plăcere, toate cele bune ne răspund. Dacă aș fi eu, v-aș spune, rupeți-le picioarele, puneți-le pedică, să-i spune pe la final ce e mai bun. Am fi descalificat. Ai fi de acord? Nu. Nu. Așa, să fii gentleman, niciodată să nu pui pedic adversarilor dacă ei te văd pe la spate, frate, să nu te vadă. Bună, și Mihaela, în afară de faptul că vă susține înaintea concursului, vă spune că sunteți cei mai buni și cei mai tari. Cum e cu voi la antrenamente? Chiar mi-a interesat cum e o antrenoare de dans. Am făcut, uite, sincer acum să fiu, n-am făcut dansuri niciodată, doar prin școală ce am mai mișcat pe acolo și sunt cel mai penibil dansator într-un ring de dans, într-un club de noapte. Uneori chiar îmi dau premii și mă pun ca mascotă să facă toți poze cu mine când dansez. Și acum vă întreb, cum e o antrenoare la antrenament? Cât de dură e? Nu e dură, este doar bună, ne spune ce e bine, ce mișcări sunt bune de făcut în acel dans. Ce mișcări nu trebuie să le facem. Cum să ne mișcăm, cum să ascultăm muzica, cât de rapid să fim, ne spune tot ca să fie corect.
Mai ridicăm puțin medalii, să vadă lumea că avem medalii și poate cineva cu inima mare și bună să găsește să nu mai pună doar în propriul buzunar, dar să mai investească și în acești copii care au un viitor în față și care pot face performanță. Dar până la performanță există calea muncă. Ei muncesc și muncesc foarte mult. Restul ar trebui să vină cu investițiile, pentru că nu poți să le faci pe ambele deodată. Și nu vreau să ajungă la fel ca marii noștri sportivi deja trecuți peste vârsta de 20, care și muncesc și fac sport ca să poată să participe la competiții. Vreau puțin să trecem și pe la partea școlară, pentru că începusem cu ea și mi-a spus că sunteți clasa 4-a și a 3-a. Da. Care este obiectul vostru preferat? Obiectul meu preferat este matematica. A mea, da. Și apropo, faceți matematică împreună vreodată? Nu. Nu. Ați încercat? De ce n-au ajuns la teme? De ce n-au ajuns la teme? El mă ajută la limba engleză. Așa, da. Tu ajuți la engleză. Știi engleza? Da. Și tu acum o înveți? Și ce limba vrei să mai înveți? Dacă mi-ai cinstit, eu aș vrea să învăț germană. Tu îți vor germană. Cred că-i merg eu lui de vină. Și franceză, dar mai mult germană. Nu-mi place olandă. Îți spun să nu înveți. Da. E un tip așa, plinuț. Nici nu-i de genul nostru. Apropo, ție-ți plac băieții? Și te drag de cosițe? Mi-am place la vârsta asta să spună întrebări, astea sunt foarte faine răspunsurile. Ne trag băieții de cosițe? Dar îi bați? Da, îi bați. Îi bați, așa. Pe Sandra, ai bătut vreodată? Nu. Nu-ți permiți. Da. Asta e bărbatul în casă. Ridic mâna la vezi, să nu se apropie. Dar tu, Sandu, cu fetele cum e? Nu prea, pentru că la vârsta mea nu mă gândesc acum la fete. Bărbatul ăsta e foarte bun. Dar e bătut vreodată pe cineva pentru Paula? Cineva să o agreseze pe Paula, să te ceri cu cineva? Să iei apărarea? Să mă bat, nu, dar să mă cer, da. Ai luat apărarea, Paule? Da, pentru că e partenera mea. Să... Extraordinar. Dar, Paula, cum te simțeai în momentul ăla? Era un fel de Julieta la balcon și Romeo era jos. Cum te-ai simțit? M-am simțit foarte bine. Pe te japă? Da. Știți că ăsta e bărbatul care vreau să zic. Singurul și unicul campion. Bună, acum spuneți unde mergeți săptămâna aceasta, după care ce mai aveți, cea mai mare competiție la care voi vă doriți să luați un premiu și terminăm discuția cu acest weekend care a fost. Acest weekend care a fost, a fost un festival Dance Open Internațional. Da. La noi aici acasă? Da, da. În Moldova. Așa. Noi am participat și am luat locul 3 din 11 perechi. Din câte țări? Erau mai multe țări? Da, din Rusia. Erau și din Rusia. În categoria noastră era din Rusia. Și voi, eu știu de ce locul 3, pentru că v-ați fost de primul loc, dar i-au cumpărat frate locurile. Așa e, se cumpără locurile. Ziceți voi așa, știți, dar muncit mai departe pentru că a luat primul loc. Și unde merge cea mai mare competiție unde vă doriți voi să ajungeți? Concursul internațional care îl organizează clubul nostru. Pe 23-24 ianuarie. Anul viitor deja. Da, anul viitor. Anul ăsta ați participat la acest concurs? Da. Ce premiu ați luat? Adică, de fapt, numai eu am dansat, el era la munte. Da. Și ai plecat fără femeie la munte? Poate. Poate! Era în gând cu mine, în gând era cu mine, așa? Era în draga mea, dar unde ești? Sunt la munte. De ce? Și partea aia cu femeia. Și tu ești în gând cu mine tot timpul. Ești sufletul meu. Da, așa, da. Nu ai făcut tot posibil să ajungi la concurs? El, de fapt, a ajuns, dar a dansat seara, când am dansat 4 perechi. Da, eu am ajuns, dar ca să fie mai sigur, a pus-o pe Gabi să danseze singură. Ai încredere în ea că dansează singură? Da. Pentru că ea a mai dansat singură. E cea mai bună? N-am văzut-o, dar cred că da. Cum, n-ai văzut-o când dansează singură? Nu, atunci n-am văzut. Nu, eu zic la general, la nivel general. Nu, am văzut-o, dansează singură, dansează foarte bine. Și ține mâinile, picioarele, se le controlează. Foarte bine. Și tu spui că eu mă las pe tine. Poate. Niciodată nu spun că e adevărat. Ei, da. Restul că lăsăm la ecou sportul, detalii din astea la ecou sportul, nu nimic cu Mihai Burciu. Prea citate. Cine e cea mai bună dansatoare din Republica Moldova? Cea mai bună? Paula. Cine e cel mai bun dansator din Republica Moldova? Sandu. Hai să vă aplaudăm. Haideți că nu suntem. Încă 10.000 stau în spatele nostru. Băieți, uite, mă bucur foarte mult că v-am cunoscut. Și m-am mirat în același mai uimită, plăcută. Și în același timp... Îmi doresc să rămâneți la fel de maturi. Chiar sunteți foarte maturi. Și asta datorită activității pe care o desfășurați.
pentru că dansul maturizează și aveți un viitor frumos în față. Și în dans și nu numai, dacă o să continuați să dansați, să ascultați de antrenoare, să ascultați de părinți și să munciți. Știți cum vorba aia, 1% e talent, restul e muncă. Știți lucrul ăsta, nu? Până la urmă, tu o să fii un chirurg renumit care va dansa în sala de operații, cu bisturiul în mână, iar tu, Paula, până la urmă hotărăști tu ce vrei să fii, dar sigur vei fi cea mai bună în domeniul tău. Sunteți de acord? Da. La următorul concurs, apropo, puteți să mă chemați și pe mine, pot fi mascota competiției, am o față de mascotă. Da. Mă jignești! Gata, nu mai vorbesc cu voi, iau jucările și merg mai departe. Vă mulțumesc mult și să aveți o zi mai frumoasă. Salut, băieți! Țineți medalii de sus, să mai vadă toată lumea. Astea-s diplomele lor. Eu n-am atât, am 12 ani de școală. Ei le-au luat în 5 zile. Bun, noi trecem mai departe pentru că avem și un apropo pe care vin și știrile ore 8. Apropo de darts, pentru dumneavoastră, lângă mine a fost Paula, Gabriela, Cancer și Sandu Manița. În continuare, cum spuneam, apropo de darts.